Aveți macaraua aia de 18 metri, să urce sus, să-ți poate frumos pe geam. Lăsați-o să leșine, bun. Să aveți cine. Aia de acolo ce stă, care ușine aia. Oare? Oare? Bebe, bravo, bravo, bine! Și încă unul mic. Mai bine. Bine, încă unul mic. Bă, dar voi cu camerele fugiți primii, mă, că dă-i ăla bătaie, mă. Mai un copil de 2-3 ani asta. Mai un copil de 2-3 ani. Păi, că nu-mi pun. Noi copilii, o păpușă! Păpușă! Acum, acum evacuează pe toți. Am fost solicitați la un incendiu unde am găsit o victimă arsă, un bătrân în vârstă de 82 de ani, cu arsură de gradul 2 pe aproximativ 80% din suprafața corpului. Detașamentul 2 de pompieri Timișoara a intervenit în această seară cu două autospeciale de stins incendii pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat la etajul 3 a unui bloc cu 10 etaje. Intervenția a fost destul de dificilă, întrucât pe casa scării nu există geamuri, este o casă scării închisă, s-a acumulat foarte mult fum, au pus probleme la evacuare, inclusiv a locatarilor de la etajele superioare.